Regatul Unit a implementat un nou sistem de imigrație bazat pe puncte, care include mai multe rute de imigrație în scop de muncă, pentru care este necesară îndeplinirea unor condiții specifice. Ruta pentru lucrătorii calificați, ruta pentru lucrătorii înalt calificați, ruta pentru startup, pentru inovatori. În baza îndeplinirii criteriilor specifice rutei lucrătorilor calificați, aplicanților li se va aloca un număr de puncte, iar pentru a fi eligibili sunt necesare 70 de puncte. Primele 50 de puncte se obțin pentru criterii obligatorii, iar celelalte 20 au caracter tranzacționabil. Criteriile obligatorii pentru obținerea 50 de puncte sunt oferta de muncă din partea unui angajator sponsor cu sediul în Regatul Unit, autorizat de Ministerul de Interne Britanic, la nivel de calificare corespunzător, 20 de puncte, nivelul educației minim, nivelul RQF3, nivelul A în România, adică bacalaureat, nivel de limba engleză, nivel intermediar B1, așa cum este definit în cadrul Comun European de Referință pentru Limbi Străine. Criteriile tranzacționabile în baza cărora se pot obține puncte suplimentare sunt salariul minim de 25.600 de lire sau salariul corespunzător funcției, 20 de puncte, ocuparea unui loc de muncă într-un domeniu deficitar pe piața muncii din Regatul Unit, 10 puncte, aplicantul deține diplomă de doctorat într-un domeniu relevant pentru locul de muncă, alte 10 puncte. În ceea ce privește obținerea vizei, autoritățile britanice au precizat că intervalul standard de procesare al documentelor este de 3 săptămâni de la momentul depunerii acestora. În cazul în care nu dețineți pașaport electronic, actele pot fi depuse la Centrul de Vize pentru Regatul Unit din București, se arată în comunicatul AJFM. Foarte important de reținut este faptul că, în cazul în care găsiți un loc de muncă calificat, nu puteți solicita viză de pe teritoriul acestui stat. Printre categoriile care nu pot aplica pentru statutul de lucrător calificat se numără și vizitatorii sau turiștii. Astfel, trebuie să părăsiți Regatul Unit și să solicitați ulterior o viză de muncă conform rutei pentru care doriți să vă deplasați în Marea Britanie.